Acest eveniment cultural și credem noi că este așteptat așa cum se cuvine în, de fiecare dată. Festivalul de la Vaslui este un festival care se dorește a fi la Frac, Papion și Jobert și nici de cum un festival care să meargă într-o zonă periurbană, suburbană sau într-o zonă a perizorului. Festivalul de la Vaslui, cu o vechime de peste 40 de ani, încearcă de fiecare dată să vină cu ceva nou, încearcă de fiecare dată să-și cinstească invitații și în același timp să-și cinstească publicul vasluian. Nu pot decât să-mi exprim bucuria că și de data aceasta s-au găsit fondurile necesare ca să putem continua acest eveniment aparte. Nu pot decât să-mi exprim bucuria că instituții serioase, instituții de care depinde bunul mers al evenimentelor culturale, au găsit de cuvință să-și dea mâna și să facă din Festivalul Borului evenimentul cultural central, măcar o dată la 2 ani, pentru noi, pentru Vaslui. Spunem cu mândrie că măcar pentru o săptămână, Vasluiul este capitala umorului românesc. Dar spunem, tot cu mândrie, că Vasluiul, prin cele peste 1700 de cărți de umor pe care le are în biblioteca, în colecțiile bibliotecii județene, este un nesecat izvor de inspirație pentru cei ce doresc să se amuze. Spunem că Vasluiul, cu scena de la Casa de Cultură, cu spațiile de expoziție de la Muzeul Județean, de la Centrul Prietenia, de la Primăria Municipiului Vaslui, reprezintă tot atâtea platforme unde spiritualitatea se poate manifesta la cotele cele mai înalte. Alături de noi astăzi se află principalii organizatori. Biblioteca, Muzeul, Centrul Creației Populare sunt cei care, în subordinea ordonatorilor principal de credit, trudesc ca lucrurile să iasă bine. Însă, cei care acordă banii sunt Consiliul Județean și Primăria Municipiului Vaslui. Este un lucru lăudabil, este un lucru vechi și este de acum de tradiție ca să continuăm acest festival. El nu este numai un eveniment, ci este deja o instituție. Toate evenimentele de gen din țară se raportează la Festivalul Constantin Tănase. Este bucurător că pe rotundul geografiei patriei se desfășoară Festivalul de Umor. Însă, dacă veți analiza agenda culturală pe care o avem pregătită pentru săptămâna 5-12 octombrie, veți constata că, practic, atingem toate palierele vieții spirituale. Toate modalitățile de inspirație artistică se regăsesc în acest amplu program. Necesare, dar mai mult decât atât, înțeleg propunerile noastre din agenda culturală a fiecărui an. Dau cuvântul domnului inginer Vasile Mihalache, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui. Sărmâna, bună ziua! Bine ați venit la această nouă ediție a Festivalului Constantin Tănase. Ca și membru în conducerea Consiliului Județean, nu pot decât să fiu bucuros pentru elogiile aduse de colegul nostru, directorul de la Biblioteca Județeană, dar aș vrea să vă spun că oricât de sărac ar fi județul Vaslui, oricât de greu am duce-o, am înțeles ce înseamnă pentru Vaslui Festivalul Constantin Tănase și nu vom renunța niciodată, chiar dacă ar fi să rămânem fără încălțăminte la Vaslui, la Consiliul Județean, tot nu vom renunța la acest festival de umor. Ceea ce reprezintă el pentru județul Vaslui, bănuim și dumneavoastră înțelegeți și știm cu toții. Este o mândrie pentru județ, este o fericire pentru noi care întâmplător ne aflăm la conducerea Consiliului Județean.
am înțeles sau nu am înțeles ce înseamnă comedie, ce înseamnă festival de umor, ce înseamnă, știu eu, caricatură sau mai știu eu ce, nu se datorează decât faptului că suntem toți trei din acest județ, toți trei născuți, crescuți aici, în sărăcia și nevoile Vaslui, dar nu vom renunța niciodată, repet încă o dată și îmi cer scuze că repet, nu vom renunța la organizarea și finanțarea acestui festival. Eu vă mulțumesc la toți. Așa se convine ca tradiția să fie păstrată de la un președinte la altul, de la un prim secretar la altul. A fost transmisă această vreme a vascuienilor și iată că încet am ajuns la ediția a 23-a. Dau cuvântul domnului Corneliu Bichineț, vicepreședinte al Consiliului Județean, om care, la fel ca și în urmărate, a sprijinit numeroase ediții ale festivalului. Da. Noroc cu celor care sunt prezenți aici, că suntem numai doi frați la poliție. Dacă am fi mai mult, e mai bine să fim mai mulți. Dar e bine atât. Eu sunt fratele mai mare al lui. Și el este fratele cel mai mic. Bine ați venit la Vaslui. E un loc frumos și prin dumneavoastră, în ceea ce ați făcut în săptămâna aceasta și mai ales în ultimele 2-3 zile ale festivalului, după ce veți afla premiile, județul nostru a devenit mai frumos, mai interesant și măcar pentru câteva zile este un fel de capitală culturală, cel puțin pentru Moldova. Am mers și la muzeu, după ce s-a terminat pelerinajul, pentru că au fost foarte, foarte mulți oameni care au vrut să vadă caricaturile și am stat aproape o oră și m-am uitat la fiecare. Foarte inteligent popor, prost conducător. Asta este. Nu mă referam la mine, cred că v-ați spus. Am văzut acolo o turmă de oi, o caricatură și un măgar în față. Și oile, în meditația lor profundă, discutau, domnule, la așa popor, așa conducător. Nu știu cine a făcut caricatura aceasta, dar am văzut că măcar stau în față și conduc oile. Probabil că ați asigurat financiar ca toată lumea să fie mulțumită. Iar cei care sunt nemulțumiți, să fie bucuroși să vină la ediția următoare pentru a deveni mulțumiți. A fost superb la Casa de Cultură. Am văzut actori mari, cel puțin până acum Horațiu Mălăele s-a detașat. A fost absolut superb. Critici literari, critici de artă. O să vedeți parlamentari pe aici. Noi suntem oameni de administrație. Și domnul Mihalache a fost și deputat, și președinte de Consiliul Județean. Și eu am fost președinte. Am ajuns și sunt fel de fraier, așa, vicepreședinte, sau cum se cheamă asta. Într-o unitate, ori ești președinte, ori ești vicepreședinte. Așa. Domnul Bicineț, eu nu vreau să-ți trec acțiunea. Există. Să nu te tem câteva țara afară cu un prim secretar. Domnul Ravaru este aici, cel de la cultură? N-a putut, cred că s-a învățat, nu? Nu. Pare rău. Pentru că e omul nostru pe care îl sprijinim și a scris o carte de umor pe care cineva o să vă prezinte. Vine prezentatorul? Prezentator. Bine, am sufletul salvat. De la domnul Ravaru știu o întâmplare care s-a desfășurat drept în ziua Revoluției, am adus-o noi așa, la subsol, unde era un bufet. Și primul secretar de atunci era îndrăgostit de fata de la bufet, că așa se întâmplă. Împărătesc să merg cu grăjdare, primul secretar cu bucătărese. Și m-am grămădit-o pe niște saci acolo, fata jenată, domnule prim. Sunt fată mare, altfel nu v-aș servi eu pe dumneavoastră. Eu am scris de la întâmplarea cu Ravaru și am făcut o proză și am
în zilele de după Revoluție. Și am zis că după ce a fost fugărit primul secretar, la subsol, fără să știe domnișoara ce se petrece afară Revoluția de la Vaslui, a dat peste ea primul revoluționar. De aici încolo nu vă mai spun ce s-a întâmplat. Dragi prieteni, bucurați-vă de Vaslui, de tot ce este frumos aici, este o toamnă superbă. Mergeți în Copou, Marina Costa ești pe aici, și tu să le arăți umoriștilor de ce ești capabilă. Și eu vă doresc multă, multă sănătate. Și ne vom întâlni și peste 2 ani și peste 100 de ani, tineri frumoși. Iată, am fost coleg în Parlament cu domnul profesor Casimir. Vă dați seama ce noroc pe mine să lucrez cu Păunescu, cu Mihai Ungheanu, cu domnul Iasea, cu Alexandru Paleologu, cu Gheorghe Buzadu și cu foarte, foarte mulți. Și acum, cum să vă spun? Cum a lucrat cu Dumitru? Da. În Parlament? Cu... Da. Nu, Gheorghe Buzadu. Da. Cum au spus antevorbitorii mei, colegii mei, domnii vicepreședinți ai Consiliului Județean Vaslui, pentru noi este o onoare că sunteți aici. Întotdeauna am fost onorați de prezența dumneavoastră, pentru că acest festival de umor este gândit, creat, pentru ca dumneavoastră să participați, să veniți să împărtășiți cu noi creațiile dumneavoastră, gândurile dumneavoastră, și iar noi să beneficiem de această imagine și de această aură ca fiind o capitală culturală, e drept, pentru puțin timp, o capitală culturală a Moldovei. Cel puțin noi așa ne mândrim. Dar asta, această capitală culturală se datorează în primul rând dumneavoastră. Pentru că cei mai buni în România, dumneavoastră sunteți. Ne-am întâlnit și la lansarea cărții unde domnul Ravarul a fost prezent și ne-a împărtășit gândurile sale vis-a-vis de domnul Pătrășcan, pe care din nou îl salut. Și sigur, încet încet alunecăm, dacă pot să spun așa, către finalul acestui festival și iată că începem să tragem concluzii. Astăzi tragem niște concluzii la salonul de literatură satirico-umoristică și ce să zic, aș vrea să-i felicit neștiindu-i care sunt, pe cei care au câștigat premii și să-i felicit și pe cei care nu au câștigat premii, dar au ales să vină la Vaslui. Dar cei 51 de autori, unii au trimis către 3-4 lucrări, așa că am avut 65 de lucrări. Nu este puțin. Nu uitați faptul că la festivalul nostru de umor sunt trimise spre jurizare lucrările publicate în intervalul 2012-2014. Adică de la ediția precedentă până la ediția actuală. Înseamnă că în România se scrie, se scrie mult, se scrie bine, se scrie apăsat, se scrie contondent și asta, probabil, mai devreme sau mai târziu, va duce la însănătoșirea societății românești. Probabil ați observat că în mapele pe care le-ați primit, spuneam la un moment dat că se rostogolește încet timpul și tinerii care altădată ieșeau prin țară pe scena festivalului de la Vaslui, vin astăzi cu la fel de multă plăcere, dar cu un pas mult mai domol, mai agale, dar cu inima la fel de deschisă. A ținut să fie astăzi alături de noi, lucru pentru care îi mulțumim în mod deosebit, domnul profesor Ștefan Casimir, cel care o viață a trudit în slujba epigramei, cel care discret, dar foarte ferm, i-a îndrumat pe cei care au ales ca mod de exprimare artistică epigram. A condus un grad de doctorat, cum este lucrarea doamnei Iris Răcan, sau a îndrumat pe cei care abia pășeau pe drumul epigram. Provocarea domniei sale de astăzi este lansarea două cărți. A venit la Vaslui, ca de obicei, nu cu una goală. A venit la Vaslui cu rodul muncii domniei sale și pentru asta îi mulțumim încă una. Vă rog să-mi permiteți
să dau cuvântul domnului George Corbu, cel care își prezintă colegul, prietenul și în același timp contracandidatul pentru podiumul epigramei românești. Vă rog. Onorat prezidiu, stimați colegi și prieteni, onorat auditoriu. Profesorul Gruia Novac, în prezentarea care a avut loc mai înainte, spunea că va vorbi puțin pentru că, ca să lase spațiu și posibilitatea cititorilor să se convingă de cartea pe care a prezentat-o, domnului Lavarde. Voi încerca să urmez și eu preceptul, deși, în cazul meu, e vorba de două cărți, apărute sub o semnătură inconfundabilă, cele mai recente apariții editoriale ale maestrului Ștefan Cazimir, una în 2010 și cealaltă în 2013, cea de-a doua, La Belle Époque, sau La Belle Époque, cum vreți să citim, în cheie umoristică, este datată 2013, dar dumneavoastră aveți privilegiul să o aveți în premieră și să, iar eu, onoarea de a fi primul recenzent al ei, chiar dacă pe cale orală, deci un recenzent rostit, o recenzie rostită. Dar să o luăm cu începutul. Prima carte este intitulată Epistolă către Otopescu. Este o carte originală, prin titlu și prin conținut. De ce prin titlu? Pentru că este o continuare peste timp, dacă vreți, a celebrei lucrări a lui Alexandru Otopescu, Pseudo-Kinigeticos, apărută în 1874, la puțin timp după, sau gândită inițial ca prefață la manualul vânătorului a unui prieten al lui Otopescu, Constantin Cornescu. Întâmplarea face ca să existe o legătură de altă natură între Otopescu și Ștefan Cazimir. Și anume, la 10 noiembrie 1895 murea Alexandru Otopescu. La 10 noiembrie 1932 se năștea Ștefan Cazimir. Iată un arc peste un arc de timp care ar putea să lege cele două mari stiri. Această prezentare ca un mesaj de la un dascăl către cei care trebuie să absorbă informația. Sunt convins că rodul muncii domnului profesor Ștefan Cazimir va fi pe placul dumneavoastră. Pentru cei care doresc să achiziționeze cărțile, avem doar 20 dintr-un exemplar și 10 din celălalt, așa că am să vă rog, după festivitatea de premiere, să încercați să le achiziționați. Ceea ce vrem să facem noi la Festivalul Umorului este de a cinsti, spuneam, pe cei care prestează pe acest tărâm extraordinar de mișcător. Împreună cu organizatorii, împreună cu conducerea județului, cu conducerea primăriei municipiului Vaslui, am stat și am cumpărit bine cum să facem cu această premieră. Este vorba de a cinsti niște oameni, spuneam, care o viață au trudit în acest domeniu. Organizatorii, Consiliul Județean Vaslui, Primăria Municipiului Vaslui, Biblioteca Județeană, Muzeul Județean și Centrul Creației Populare au gândit ca la această a 23-a ediție a festivalului, din partea organizatorilor prefect, să ofere o diplomă de excelență în epigramă domnului Ștefan Cazimir, cel care, de-a lungul a numeroase ediții, a fost unul dintre susținătorii evenimentului cultural de la noi, de la Vaslui. Pe lângă această diplomă, domnia sa primește trofeul festivalului și medalia festivalului.
celor care mi-au urmărit. Mulțumesc pentru onoarea pe care mi-o faceți. Mulțumesc domnului Corb, care și-a îndeplinit într-un mod exemplar rolul de avocat al unei cauze pierdute. A încercat și a reușit într-o anumită măsură să vă sugereze că aceste două cărți ar fi cărți de umor. E cea mai căutantă a umorului. Umorul din Parlament, de pildă. Atunci când se dezbătea împărțirea timpilor de antenă și unul dintre participanți a folosit un ton mai vehement. Iar cel care prezida dezbaterea era o comisie restrânsă. L-a pus la punct în acești termeni. Intervențiile pe ton ridicat, vă rog să le faceți în scris. Altă dată, chiar în plenul Parlamentului, în plenul Camerei Deputaților, un deputat, profesor de drept, un om venerabil și care a fost și membru în Comisia de Alcătuire a Proiectului de Constituție. A făcut o digresiune istorică, se purtau foarte mult digresiunile istorice și s-a referit la fuga lui Dimitrie Cantemir în Uniunea Sovietică. Parlamentul este un spațiu ideal pentru umorul involuntar. Din păcate nu se găsesc la chioșcurile de ziare exemplare din monitorul oficial, dacă ați putea procura, nu știu pe ce căi, monitorul oficial, partea a doua, dezbate parlamentare, unde, după stenogramă, sunt reproduse dezbaterile din cameră, din senat și din adunările comune, din ședințele comune, veți vedea că e, de fapt, actul 3 al scrisorii pierdute în continuare, în prelungire. Mai ales pentru că sunt indicații scenice, în paranteză, aplauze, vociferări și așa mai departe. Domnul Adrian Severin urcă spre tribună cu mâna dreaptă în buzunar. Voci din sală. Jos mâna de pe NATO. Deci, sub semnul umorului involuntar, s-ar putea înscrie și aceste două cărți. Și îi mulțumesc încă o dată domnului Corbu pentru faptul că a reușit să fie, cum spuneam, avocatul unei cauze pierdute. Nu știu dacă dumneavoastră mai cunoașteți cei mai tineri de mai multă vreme, poate că mai cunosc expresia atras-o pe Academie. Cei mai tineri, probabil că nu știu despre ce e vorba. Un cadavru este descoperit de doi milițieni pe strada Edgar Chine și încep să redacteze procesul verbal. Astăzi, data, ora, am descoperit un cadavru pe strada, unul scria, celălalt dicta, zice strada Edgar și acum vine o literă pe care nu o cunosc. Ce face? Aia zice, trage-l pe Academie. Și expresia a rămas. Când spui a tras-o pe Academie, înseamnă că ai aranjat-o de așa fel încât să iasă. Te, domnul Corbu, a tras-o pe Academie și a tras-o toate aceste două cărți care, repet, intenționat, nu sunt cărți cu umor. Dacă există în ele și elemente de umor involuntar, cu atât mai bine. Au fost considerați cei mai buni în acest an. De la Făgăraș, mențiune, se acordă domnului Florin Alexandru. Felicitări, domnul Alexandru, gânduri bune. După aceea o să treceți și prin colțul celălalt unde se găsesc finanțele. Da?
Am să rog participanții, ca după primirea diplomei, cei care primesc diplomă sau și medalie și trofeu, în partea stângă, serviciu financiar contabil, unde vă regăsiți răsplata pentru rodul muncii. Mențiune se acordă domnului Cristian Constantin. Nu vreți să ne spuneți nimic, nu?
la Techirghion. Mulți s-a bucurat să-și lungă soacra în fine la nemor. N-am lăsat-o să se ungă, ea oricum e dracul vor. Pe rime impuse la Vaslui, nevestei după alegerile locale. Motive n-ai de ceartă sau dojană, că în toată acea campanie pierdinte am strâns vreo 10 pixuri din pomană și n-am pierdut decât un singur dinte. Înainte ca domnul Orășanu să vină aici să-și primească premiul, vreau să vă anunț că tot pe locul 2, dar nu se află alături de dumneavoastră, Cristian Dumitrescu Glendea din Suedia a primit o notă extraordinar de mare și se află printre laureații acestei ediții. Îi vom transmite premiul și gândurile noastre frumoase acolo unde a ales să trăiască. Laurențiu Orășanu, locul 2. Se pregătește... Nu. Fiori. Soția îmi dă mereu fiori, gurița ei e ca o floare ce se deschide de cuzor și se închide la culcare. Încercare. Pe șefă am purtat-o insistent, sperând să-mi crească leafa un procent, dar după noapte în doi mi-a spus șoptit că nu salariul ar trebui mărit. Ne pare rău că nu se află alături de noi, a venit de la Iași, însă din motive de sănătate a și plecat înapoi. E vorba de confratele dumneavoastră, domnul George Petroni, care nu se simte deloc bine. Din partea... La hotel. Se hotinează. Se hotinează, da? Am înțeles. Domnul Bălici ne-a spus că se hotinează. Domnul Petrone, diplomă de excelență de epigramă pentru volumul prezentat la această ediție. Îl felicităm și îi dorim multă sănătate. Spătarul Vaslui și al instituției, celorlalte instituții organizatoare. Deci, premiul special Constantin Tănase se acordă domnului Mihai Batov Bujeniță. Despre exploatările de înfractorare, că ne-am aproape de pornirea. La exploatări pe înfractorare, deși o facem noi pe calmi, am constatat cu îngrijorare că au fracturat întâi jandarmii. Autostrada Nădmac Sibiu. Pus fiind nemăsurat, am crezut că sunt într-o dungă când sunt chit, am constatat că e mai mată decât vor. N-am înțeles de ce tot se raportează la drumuri, că dumneavoastră lui este aviator. Nu înțeles că este aviator, dar oricum îl felicităm. Dimensiune. Locul întâi și diplomă de excelență, domnului Gheorghe Bâlici. Îmi spunea, nu știu cum am să stau la festival, pentru că am mâinile negre de la curățat nuci. Directoral, ce tragedie, Doamne, și ce chin se sfure pâinea în un partid străin. Ce fericire însă și ce bine se sfure totul cel ales de tine. Și tot în acest context, nostalgie rurală după trecutul socialist. Când iarba fragedă din lungi,
pășesc acum cu ochii în rolă, că șefii mai furau și atunci. Dar-i drept că ne lăsau și nouă. Pe aceeași poziție, locul întâi, diplomă de excelență, prietenului, amicului, creatorului, omului de spirit, Vasile Larcu, Iași. Ca oameni responsabili și maturi, că nici nu avem nevoie de cuvinte.
doar semne și vă două înjurături. Filantropie. Să știți că eu nu sunt egoist deloc. Chiar ieri, deși mai e până la chenzină, unui sărman ce a vrut să-și dea foc, i-a dat lui Paul să-și cumpere chenzină. Mihai Bădulescu, mențiune. Se pregătește domnul Dorel Mihai. Păi nu treci așa. Fii atent. Cum nu prea am avut ocazii astea să văd așa o lume selectă, l-am lăsat numai pe vecinul meu, pe domnul Bunduni, să vină. Și o să vă spun, să vă spun două epigrame, din care prima, hai să fie o caracterizare a mea. Uite aici, pe scăpărie, am o frunză ruginie. Mi-a căzut din pomul vieții, unde îi ciripeau sticleții. Și a doua, îmbătrânesc și prin urmare, în curs de deteriorare, am experiențe tot mai vaste și analize tot mai proaste. Domnul Gaftaneanu. Domnul Gaftaneanu, sunt pregătit o epigramă multinațională dezvoltată, dar are o epigramă dată. Ia să vedem și noi. Da, e bine. Puteți să începeți cu ultima. Doamne, tu timp m-a primele când ești de paradoxul pastorului. Cu domnilor că pe carte și cu jurii ca la carte, doar privindu-l de aproape, vezi că e liber de departe. Concurențial. Cu primul eu știu concursul, ce drept, cu notă nu prea mare, căci mie mi s-a spus ratare, iar celălalt să plică vostru. Tensiunea crește, ne apropiem de premii, motiv pentru care, așa au decis organizatorii, pauză publicitară. O să te întâmplă. Premiul al treilea la secțiunea manuscris, Vasile Vajova. Pe rigele impuse la Vaslui, dinte fierbinte cu mană dojană, la vârsta a treia. Mă ține tot într-o dojană și are contra mea un dinte, de când i-am zis că de pomană citește pagina fierbinte. Și o romanță, de mult în mreje m-ai atras cu dragostea-ți fierbinte, din care azi au mai rămas traduceri la minte. De la Brașov, locul al doilea, Nicolae Bunduri. Odată sau de maxim două ori.
Laurențiu Ghiță, manuscris, locul întâi. Ca să îngrijim de
câte o luptă de nerv. Sau și mai bine zis, de punga lui. Plecat am 9 fete din Vaslui. În parte, lobătite cu inel. Dar iar pe bătrâneală de unde nu-i. Că acolo tot moșneagui tinerel, care pe fete le grijește el, încât din nouă nouță și eu, fată, drept vă spui, plecat am foarte veche la Vaslui. Locul 1 și diploma de excelență, Gabriel Moișa de la Cluj. El a scris următoarea epigramă, în care
Felicitări, felicitări. Problema aceea cu dragoste, problema grea, nu e nici acum rezolvată, la ea e suficient să vrea, la el e necesar să poată. Și o rugă, deci dornic de dreptate, Doamne, ascultă ruga mea, nu da omului cât poate, ci nici prostului cât vrea. Și pentru astăzi am înțeles, încă o dată, o regulă a retoricii care spune că e bine să te oprești din vorbit înainte ca auditorul să înceteze a te mai asculta. Mulțumesc! Și am o restanță pentru doamna Ica Ungureanu, o epigramă pe care mă așteptam să o spună dumneaei, dar o spun eu din creația dumneaei. Dragoste pe timp de criză, o, vino, scumpul meu odor, de numai bani nu-mi pasă, ofer o oră de amor pe un tichet de masă. Vă rog să mă iertați, mai ales domnule profesor Stefan Cazimir, trebuie să mă iertați dacă mi-aduc aminte că interdicția vizând timpul de antenă probabil nu aparține și membrilor juraților. Poate că nouă ne dați voie să grăim mai mult. Mai ales domnul Mihalac abia mă așteaptă. Categoric.